Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Este o ediție cu totul specială pentru că invitata din ediția de astăzi a emisiunii noastre este una dintre cele mai îndrăgite interprete ale cântecului popular Hunei Dorean. Și trebuie neapărat să vă spun, înainte de a o saluta, că o cunosc de când avea 16 ani. Este vorba de Mariana Anghel. Bun venit, Mariana, în spațiul emisiunii noastre. Bine te-am găsit și mulțumesc din suflet de invitație, pentru că, uite, vezi, cântec și poveste, ei, noi chiar avem o poveste. Așa este. Noi chiar avem o poveste. Este o mare bucurie pentru mine și de aceea am și spus că te cunosc încă de la 16 ani, pentru că, iată, astăzi, dacă Mariana Anghel este un nume reprezentativ, un nume emblematic pentru Ținutul Hunei Dorean, este datorită faptului că încă de la început Mariana și-a asumat cu multă responsabilitate această ipostază de mesageră a folclorului din ținutul pe care îl reprezintă. Este o poveste frumoasă, drumul vieții tale în această lume minunată a interpreților de credință, adevărați ai folclorului nostru, și de aceea îți mărturisesc că mă cuprind emoții și m-am și dus cu gândul înainte de a intra aici în acest platou realizat la Runcul Salvei, la întâlnirea noastră cu publicul telespectatori, a fost, sincer, m-au cuprins emoții aducându-mi aminte de primii noștri pași în lumea aceasta extraordinară a interpreților de cântec adevărat. Vreau tu să le spui telespectatorilor noștri câteva lucruri despre zona de unde vii tu, despre începuturile tale. Eu le știu pe toate, îți cunosc toată cariera, tot drumul tău, dar vreau să afle de la tine și să te cunoască mai bine după această emisiune cei ce iubesc cu adevărat folclorul nostru. Sunt din Călanul Mic, județul Hunedoara. Atențiune, nu Căianul Mic, da? De unde sunt eu. Exact. Avem pentru asta o poveste pentru mai târziu. Noastră, da. Da. Sunt din Călanul Mic, localitate care se află pe malul Străiului, în zona centrală a județului Hunedoara. S-au găsit ceva scrieri în care se amintește că exact locul pe care se află Călanul Mic, localitatea Călanul Mic, da, era punct vamal pentru intrare în Țara Hațegului. Numai departe de locurile unde, de locul meu natal, Călanul Mic, la câteva sute de metri, sunt băile romane Acve, Călambăi. Călambăi, da, da, așa este. Păcat că nu sunt puse în valoare așa cum ar trebui să fie puse, dar eu mă mândresc cu aceste locuri, mă mândresc cu... Pentru mine ăla este punctul zero. Călanul Mic este punctul zero, acolo sunt părinții mei, acolo m-am născut și acolo m-am format ca om. Este centrul universului, exact, tău. Exact. Este cel mai important loc pentru Mariana Anghel, Călanul Mic, și mă bucur că, iată, după o perioadă extraordinară, după un drum minunat pe care l-ai parcurs în această lume a folclorului românesc, ai reușit să pui pe harta spirituală a țării acest ținut. Pentru că tu ești una dintre cele mai reprezentative interprete ale ținutului de unde vii, ale Hațegului. Lumea, când spune Hunedoara, imediat fuge cu gândul la zona pădurenilor. Pentru că Drăgan Muntean a luptat foarte mult să pună la lumină acel ținut care este mirific. Dar la fel de frumos este și ținutul Hațegului și cel pe care tu îl reprezinți. Zona Orăștiei. A Orăștiei, da. Da. Și tu ai reușit, Mariana, să impui acest ținut prin cântecele tale, prin felul în care ai venit în fața publicului cu minunate cântece din acea parte de țară. Să știi că eram copil,
Așa, pe la 14 ani am început să fac culegeri de folclor serios. Odată cu Cine particip... te-a îndemnat sau cum a apărut dragostea pentru folclor, pentru cântecul Nici nu popular? știu să dau vina pe cineva anume. Ai Doar avut at... tu din interior așa o chemare? Nu, doar atât că părinții mei transformau după amiezele de duminică în concursuri. Eu vorbesc când aveam eu 5, 6, 7 ani, momentul formării unui om. Fratele Absolut. meu, mai mare decât mine, el, Marcel? da, el fiind cu 5 ani mai mare, el deja făcea chitară din clasa 1 și avea și acompaniament, printre altele. Și după amiezele acelea minunate se transformau în mini-spectacole. Aveam concurs de recitare, de dans, de cântec, cântec de orice fel, popular, ușoară, fiecare ce vrea. Și părinții erau juriu. Foarte interesant. Da, uite, prin ceea ce îmi spui tu, acum mă gândesc că cei 7 ani de acasă de care se vorbește sunt importanți și pentru această, să zic eu, dragoste a tinerilor pentru folclor sau a copiilor pentru folclor. În cei 7 ani de acasă trebuie să intre și această îndrumare a lor înspre cultura neamului din care fac Îți parte. dai seama cât spirit pedagogic dobândit din generație în generație, fără studii, fără nimic, a fost mâna lui Dumnezeu. În mod cert. A Că fost o i-a îndemnat, chemare, cum se spune la exact, preoți. pentru că Dumnezeu i-a îndemnat pe părinții mei să încerce să scoată din mine sau au avut un gând extraordinar de a accesa latura asta artistică și la mine și la fratele meu. Și n-au dat greș, pentru că amândoi am mers pe drumul ăsta și e extraordinar. De la părinți am învățat foarte multe, de la tatăl meu, de fapt. Am învățat cântecele patriotice. El mă ajuta să caut piese de pe discurile vechi, ce credea el la momentul respectiv, pentru că eram foarte mică, ce credea el că s-ar potrivi, Pentru fără glasul tău, pentru să ne înțelegem, vârsta ta. tatăl meu este tâmplar și tâmplar a fost toată viața lui. A făcut uși și ferești pe toată țara Hațegului. Este minunat, este o meserie, dacă vrem, deosebită și foarte importantă. Dar Nu repet, oricine poate fi tâmplar. exact, dar repet, uite că au știut, Dumnezeu le-a dat gândul cel bun să ne Să te îndrume, canalizeze da. pe drumul ăsta. Apoi, asta vreau să spun, la 14 ani am început să fac culegeri de folclor, perioada de la 12 ani am mers în concursuri și am participat deja la spectacole, deja eram obișnuită cu scena, dar în același timp cântam și muzică folk, și Și muzică muzică ușoară. ușoară și Folcul îți muzică venea probabil de la fratele tău, de la cu el Marcel, cântam. care, da. Cu el cântam, da. Mariana, din ceea ce ne-ai spus tu până acum, este clar, stimați telespectatori, că e foarte important ca copiii, încă de la o vârstă fragedă, să fie îndrumați, să fie încurajați pentru acest drum al iubirii, valorilor noastre spirituale. Vom continua dialogul nostru cu Mariana Anghel, după ce ne vom bucura sufletul cu un moment adus în emisiunea noastră, cu cântece deosebite din zona folclorică pe care ea o reprezintă. Mergeam vara la scăldat cu toți tinerii din sat. Mergeam vara la scăldat cu toți tinerii din sat. N-am să uit cât o-i trăi viața noastră de copii.
prin ogrăzi cum alergam, de năcazuri nu știam. Prin ogrăzi cum alergam, de năcazuri nu știam. De copilăria toată și de viața ai curată. De ce, Doamne, nu mai pot viața înapoi s-o întorc, să mai fiu copil în sat, de unde eu am plecat? Să mai fiu copil în sat, de unde eu am plecat? Roata vieții pe pământ, toate în viață trecătoare, cu început și cu sfârșit. Toate în viață trecătoare, cu început și cu sfârșit. Dumnezeu așa a vrut, roata vieții pe pământ, toate în viață sfârșit. Emisiunea Cântec și Poveste continuă, stimați telespectatori. Este o mare bucurie pentru mine să o am invitată în ediția de astăzi a emisiunii noastre pe Mariana Anghel, una dintre cele mai valoroase voci ale cântecului popular românesc, una dintre cele mai reprezentative interprete ale ținutului hunedorean. Am vorbit, Mariana, despre drumul tău parcurs la începuturi, despre primii pași. Eu te-am întâlnit pe când aveai 16 ani, la concursuri și te-am văzut prima dată, recunosc, la televiziunea română. Într-o emisiune a celebrei realizatoare a emisiunii Tezaur Folcloric, doamna Mărioara Murărescu. Acolo ai debutat și ai avut, ca să spun așa, un debut absolut extraordinar. A fost o surpriză minunată pentru toți cei ce iubesc folclorul românesc. Ai fost așa ca o lumină care a apărut cu tinerețea ta, cu acel zâmbet absolut minunat și cu cântecele adevărate de acolo din ținut hunedorean. Și eu îți mărturisesc acum că țin minte și acum doina pe care tu o cântai în acea emisiune. Pădurice mică de asa. În tine plouă de varsă, dar nu-i ploaie curată, că-s lacrimi de la o fată ce-i cu sâla măritată. Și era ideea la surat, la măritat, omul nu trebă îndemnat. Era un cântec absolut minunat, o doină superbă, care, iată, eu o rețin de atunci, de când tu ai apărut. A fost prima doină, primul cântec doinit învățat de la mine din sat. Este absolut extraordinar, un cântec de tezaur, este un cântec care poate fi așezat acolo în lada patrimoniului spiritual al ținutului de unde vii tu. Ce a urmat după acest moment? Cum s-a întâmplat întâlnirea ta cu doamna Mărioara Murărescu? Pentru că pentru tine a reprezentat într-adevăr rampa exact, de lansare. Exact. În septembrie 1982 participam la festivalul de la Orșova, festivalul de folclor de la Orșova, unde erau era radiodifuziunea română, televiziunea română, era filmat, înregistrat tot acel festival, absolut da, de la Orșova. Bun. Acolo am luat locul 3. Da.
Și n-am să uit niciodată, cum spunea în acea emisiune, o am înregistrată undeva pe Da, o bandă de magnetofon. edufon, da. Zice așa, doamna Murărescu, dar adevărata revelație acestui festival este tânăra Mariana Anghel, așa. Minunătoare, da. A fost emoționant. De acolo, acolo în zonă, pe un deluț, am mers cu carul de la cu Televiziunea? televiziunea, da, cu carul televiziunii și am filmat. Au filmat câștigătorii și invitații, că mi-aduc aminte, era și domnul Roșoga care a fost în juriu. Da, Gheorghe Roșoga, Și sigur. foarte încântat a fost și m-a încurajat foarte tare. Apoi, după acest episod, unde am avut primul interviu la Clubul Adolescenților, prima înregistrare la Radiodifuziunea Din Română și România. prima la debutul la Tezaur Tezaurul Folcloric. folcloric. Să știi că au fost primele emisiuni de Tezaur Folcloric. Da, pe atunci a apărut emisiunea, da. Exact. Doamna Mărioara realiza alte Realizat de emisiuni câteva luni. de câteva luni la televiziune, că era înainte la Da, Radio da. România și era, Am da, avut o șansă uriașă, așa extraordinară e. și eu sunt cine sunt în momentul de față datorită doamnei Marioara Murărescu. Nu există cuvinte să pot să-i mulțumesc vreodată, dar gândul meu este de recunoștință maximă pentru totdeauna. A știut să fie atât de riguroasă cu mine. Tu știi că era Da, caldă, era un bună, om dar minunat, însă, dar severă. severă. Nu știu de ce eu mă gândeam. Întotdeauna spunea lucrurilor pe nume Exact. și... Ei, așa știi cum este descrisă Maica Domnului? Bună, blândă, Da, era dar severă. severă, așa este. Și uite, pentru că ne-am adus aminte de doamna Mărioara Murărescu, o să-ți propun și ție și telespectatorilor noștri un cântec care știu sigur de la dumneai că îi era foarte drag. Tare aș vrea floare să fiu. Pentru a aduce un omagiu și acestei mari realizatoare de emisiuni, poate cea mai importantă realizatoare pe care televiziunea națională a avut-o, un adevărat bastion de apărare a folclorului adevărat, și ca un omagiu difuzăm acest cântec și mă bucur că televiziunea română pentru tine într-adevăr a însemnat rampa de lansare și că astăzi, tot la televiziunea română, ești prezentă pentru a depăna aceste amintiri pentru telespectatorii noștri, în primul rând, dar și pentru a aduce un omagiu celor ce au contribuit ca televiziunea română să fie într-adevăr bastionul cel mai important de apărare a folclorului adevărat. Tare aș vrea floare să fiu, ne va spune în minutele următoare Mariana Anghel. La 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 la
la la la la la la la la la la la și-n corabele șugului la la la. M-aș lăsa, dar mi-i rușine, la 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 la. Mi-i rușine de opinci, la 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 la. Că le rup jucând aici, la 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 la. Hai, hai, înainte picioare moi, la 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 la. Că și eu vin după voi, la 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 la. Păi înainte tropăind, la 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 la. Eu la urmă găfâind, la 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 la. Hai, da! Așa, așa, mă! Hodinită-i vai de ea, la 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 la. Cu dormită pe ziua, la 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 la. Hai, hai, sare mândrulița-n joc, la 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 la. Din călcâie iesă foc, la 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 la. Joacă mândrulița bine, la 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 la. Și te-nvață și pe tine, la 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 la. Hai, da! Op, șa-șa, mă! Merge pe cale, la 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 la. De tine alunecă, la 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 la. Și de praf să te dică, la 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 la. Hai, hai, mândrulița rumenită, la 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 la. Zici că e ciobeacă frită, la 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 la. Tătă ziua de-o chitești, la 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 la. Mai urâtă nu găsești, la 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 la. Hai, da! Hop, șa, șa, mă! Jocă-mă, bădiță, vine, la 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 la. Și mă învârte lângă tine, la 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 la. Jocă-mă, bădițule, la 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 la. Să-mi sară călcâile, la 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 la. Hai, hai, nu știu de se nici ori zi, la 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 la. Cum mă știu la joc suci, la 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 la. Că nu știu lucru lucra, la 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 la. Păi cum știu a juca, la 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 la. Înainte picioare moi, la 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 la. Că și eu vin după voi, la 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 la. Păi înainte tropăind, la 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 la. Eu la urmă gâfâind, la 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 la. Emisiunea Cântec și Poveste continuă, stimați telespectatori. Este o poveste minunată pe care Mariana Anghel, iată, ne-o mărturisește aici și ne-o spune cu drag, cu nostalgie și mai ales cu dragoste pentru ceea ce înseamnă interpretul Mariana Anghel, misiunea pe care și-a asumat-o. Știu că de-a lungul acestei cariere minunate pe care ai avut-o și sunt convins că o să o ai în continuare, Mariana, foarte multe recunoașteri ai primit, că de-a lungul timpului munca ta de cercetare, de valorificare, de punere în lumină a acestor valori pe care tu le-ai scos din lada de zestre a sufletului țăranului român din zona de unde vii tu, de la Orăștie, din acea parte de țară minunată pe care tu o reprezinți, toată această truda ta a fost răsplătită. Și aș vrea să spui tu care au fost poate cele mai importante astfel de recunoaștere ale tale, începând cu Floarea din grădină. Da, la asta mă gândeam, și... pentru că eu la 17 ani nici n-aveam voie să particip. La Floarea, adică, din grădină, da. Da, pentru că... Trebuia 18, să ai 18 ani, dar deja am mers foarte repede. Da. Și așa au hotărât să intru la prima etapă, chiar dacă nu aveam 18 vârsta, ani, 18 da. Ani. La 17 da. Ani, deci la câteva luni după debut, am fost la Floarea din grădină. Grădină, da. Apoi, ulterior, am primit distinții și tot felul de premii. Unul dintre ele, cel mai unul foarte important, premiu Etnos. Asta am vrut să spun, da, Academiei Artelor Tradiționale de la exact. Sibiu.
De la București, premiul Etnos. Da, Etnos, da. Da, premiul Etnos, da, da, dar nu Academie, da. Era domnul Parhon. Parhon, așa este, da, premiul Etnos. Era, da. O nomina... era unul dintre cele mai importante premii sau recunoaștere. Era o nominalizare cu trei... trei nume, trei, și care, patru, da, nume maxim. Și pe... unul singur câștiga în, da, anul respectiv. Așa este. Eu am primit această distinție în 96, 1996. În urma realizării primului album de Colinde la Electrecord. Da. Au considerat că este de o valoare destul de mare, da, și am primit această distinție. După este o recunoaștere acestui... într-adevăr foarte, foarte importantă pentru un interpret, pentru că premiul Etnos reprezenta, ca să spun, recunoaștere din partea specialiștilor, în primul rând a oamenilor care știu să prețuiască valorile adevărate ale culturii populare tradiționale. Exact. Și apoi a urmat o listă lungă, lungă, da, de premii de excelență și așa. Încă un premiu care este... nu un premiu, o diplomă, o recunoaștere, este cea primită de la înaltul Laurențiu Streza, Streza, Mitropolitul Ardealului, Mitropolitul, da, Ardealului, pentru debutul în, când am pornit turneul de Pricezne. Da. De fapt, în al doilea an, după, da, ce am pornit, a fost impresionat de... Da, de, tu ai inițiat acest turneu de, da, Pricezne în postul mare, înainte de sărbătoarea Învierii Domnului, și este un turneu care s-a bucurat de un succes deosebit și se va bucura în continuare, pentru că sunt convins că o să-l continui, și am avut și o bucurie să particip cu tine, împreună, să fim, da, împreună într-un turneu în multe localități. Mi-aduc aminte de întâlnirea noastră cu credincioșii, cu iubitorii adevărați ai spiritului românesc de la Alexandria, de la Catedrala Sfântul Alexandru, exact, care au fost extrem de impresionați de ceea ce am realizat noi atunci. Este ideea ta, știu că ai colaborat cu actor oameni mari, importanți, cu actorul Dorel Vișan, cu actrița Maria Ploaie, da, cu soliști importanți, Ionuț Fulea, cine a mai fost, cu cine ai mai... Într-un an am fost și cu Ilie Medrea. Cu Ilie Medrea, și însă... cu fratele tău, cu Marcel, da, care recită excepțional, da, așa poezie este. Religioasă. Este minunat, nu știu dacă câți dintre dumneavoastră, dar probabil că prin canalele acestea media, pe internet, găsiți secvențe sau filmări cu aceste momente absolut unice. Sunt concertele unice, puse încărcate, postate. Mariana Anghel și-a propus așa, ca în prag de sărbătoarea Învierii Domnului, să realizeze un adevărat turneu în marele orașele din România, în fiecare an în alte localități, pentru a promova Pricezna, care și ea face parte din patrimoniul spiritual al neamului nostru românesc. Exact. Mă bucur din suflet că, uite, vezi, în primele concerte, da, când am pornit acest turneu, nici nu știau de Pricezna în zona Moldovei, da, în Oltenia. Era cel mai puțin cunoscut la noi în Ardeal. Am avut un concert într-o piață mare, pusă o scenă în Slatina. Da. Concert în nocturnă. Au fost puțin sceptici, nu știau ce va fi. Da. Și preasfințitul de acolo din zonă a fost atât de încântat și atât ne-a felicitat și a fost chiar, a fost piața plină, piațeta aceea unde s-a ținut concertul. Pentru că am vorbit despre aceste concerte și pentru că vrem să marcăm și noi în spațiul emisiunii noastre aceste momente absolut unice și încărcate de emoție pe care le-ai dus tuturor celor ce au beneficiat de concertele pe care le-ai organizat, vreau ca această emoție să o simțiți și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă invit să o ascultăm împreună pe Mariana Anghel, să o urmărim cu o filmare inedită, cu o priceaznă închinată tuturor sfinților. În genunchi mă rog, stăpâne, și cu lacrimi pe obraz strig la sfinț să mă ajute ca să trec de-al meu necaz. Strig la sfinț să mă ajute.
inima stropită și nu știu ce să mai fac. Înalți rugăciuni la ceruri, la voi sfinți să mă ajutați. Înalți rugăciuni la ceruri, continuăm emisiunea Cântec și Poveste, momente emoționante, iată, după această priceaznă minunată care îți transmite o stare sufletească cu totul și cu totul deosebită. Mariana Anghel este hărăzită de la Dumnezeu, iată, pentru a bucura sufletul celor ce o ascultă, dar și pentru a-i pune într-o cu totul altă stare și într-o cu totul altă trăire atunci când interpretează priceazna sau cântecul de strană, cum este cunoscut la noi aici în nord de țară, în Transilvania. Mariana, întotdeauna românii au fost aproape de Dumnezeu, întotdeauna au știut că orice lucru important trebuie început cu bunul Dumnezeu și cu rugăciunea aduse bunului Dumnezeu. Cred că acest lucru tu l-ai învățat din familie, de acasă, așa-i? E important să educăm copiii încă de mici în acest spirit al iubirii lui Dumnezeu, nu a fricii față de Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu. Nu e important, e necesar. E necesar. E necesar. E necesar. Eu mi-amintesc de bunica, se retrăgea, întotdeauna când avea o pauză, ea era cu cartea de rugăciuni în mână și lucrurile astea nu le uiți. Nu, asta te marchează. Iar în biserica de la Călanul Mic, stai seama că merg de când mă știu. Și acolo am învățat primele pricezne cântate de cântărețul din strană, Dumnezeu să-l odihnească, tatăl colegei mele de bancă din clasele 1-4, Gheorghe Gruescu. El mi-a fost inspirația pentru pricezne. Pentru pricezne. Da. De acolo a pornit dragostea. De acolo a pornit. Mă bucur că vorbești de Călanul Mic și acum ascultându-te și văzând că mereu ai așa o bucurie și parcă ți se luminează fața când vorbești de Călanul Mic, îmi aduc aminte de un episod foarte fain din urmă cu foarte mulți ani de zile, când eu, fiind din Căianul Mic, tu din Călanul Mic, lumea iubindu-te, urmărindu-te la televiziune și apreciindu-te, îți trimitea scrisori. Nu erau telefoanele mobile, nimic. Și netul și nimic. Ei scriau. Și eu, locuind chiar vis-a-vis de poștă, a venit la mine poștărița și m-a întrebat cine e Mariana Anghel, pentru că era o scrisoare adresată Marianei Anghel din Căianul Mic. Omul respectiv, persoana respectivă, n-a înțeles bine. Bine, da? Și atunci am spus, nu, Mariana Anghel este din Călanul Mic. Și atunci eu am scris, am tăiat Călanul Mic, a scris Călanul exact. Mic și ți-am scris acolo și două cuvinte. Și ți-am redirecționat scrisoarea.
ce amintiri frumoase, iată ce lucruri așa care ne leagă. Bine, noi ne-am cunoscut pe urmă la concursuri, la festivaluri. Sigur, sigur, sigur. Ne-am întâlnit de, la filmări, la după aceea la TVR, pentru că da, din totdeauna am fost... Da, am fost apropiați și mă bucur că Televiziunea Română, atunci când a realizat emisiunea dedicată interpreților cântecului popular din țară și a alăturat câte doi interpreți într-o emisiune, da, ne-a invitat împreună să realizăm Iuliana Tudor și doamna Elise Stan, căruia le mulțumim pe această cale, pentru că ne-a alăturat, fiind din aceeași generație. Și a fost o provocare faină. A fost o provocare excepțională, adică era un dialog între două zone diferite. Odată eu din Bistrița, odată în viață, eu din Bistrița, Mariana din Hunedoara. Eu am îmbrăcat, la un moment dat trebuia să ne îmbrăcăm și în zona de unde era competitorul nostru, da, că era o competiție frumoasă. Costum de la, tu mi-ai adus la Drăgan Muntean, de la Drăgan Muntean, da? Și eu ți-am adus costumul Valeriei Peter Predescu să-l îmbraci. Ce Dumnezeu amintire minunată, și... da, că ai iubit-o foarte mult. Da. Mariana, tu ești dascăl acum. Predai, da, generației tinere. Ești profesor la Școala de Arte din Arte și Meserii, din Ilie Sibiu. Micu din Sibiu. Ilie, da, Micu din Sibiu. Spune-mi, cum vezi această ipostază ta de dascăl? Și vreau să-mi spui scurt, pentru că vreau să vorbim multe, din păcate timpul ne presează, să-mi spui care e părerea ta despre generația tânără. Ca dascăl acum, că îi vezi acolo. Îi văd de atâția, da, ani, da, sunt cu ei. Exact. Să știi că... am o impresie bună și sunt tare fericită că foarte, foarte mulți tineri se îndreaptă spre cântecul popular. Da. Intenționat am spus asta, da, pentru că nu toți doresc să cânte folclor. Așa este. Dar nu contează, pentru faptul că îmbracă costumul popular și au dorința de a se apropia. Și un pas contează. Este așa extraordinar. Este. Așa este. Ai credința că își asumă cu responsabilitate misiunea pe care o vor avea? Sau să o parte că, da, o parte mai puțin? Să știi că cum eu testez foarte bine personalitățile și tipicul fiecăruia în parte. Încerc să învăț foarte multe lucruri, dar nu intervin. Îi las să aleagă ce își doresc. E minunat. E foarte bine cum procedezi. Nu pot să că... impun nimănui nimic. Nu. Dar încerc să-i învăț cât mai multe lucruri, cât mai interesante, ca să pot să-i atrag oferindu-le informații, nu obligându-i să facă ceva ce nu-și doresc. E minunat ceea ce faci, mă bucură acest lucru și pentru a demonstra încă o dată că ești deja model pentru generația tânără a interpreților de cântec popular, le propun o altă întâlnire cu cântecul Marianei Angel. Thank you.
știu să joc lina mai. La 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 la, că m-a învățat măicuța măi. La la la, și eu știu să joc lina mai. La 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 la, că m-a învățat măicuța măi. La la la, m-a învățat să joc, să cânt. La 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 la, să fiu mândră pe pământ măi. La la, să-mi placă. La la la, cuculece cânt mă creacă. La 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 la, joacă-mă bade să-mi placă. La la la, ca pe la căla numic măi. La la la, că așa îi jocul nost. La 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 la, tot așa este și-o fost măi. La la, românii din cele patru unghiuri, fruntea ți-o ridic acum sus, că din somnul greu, somnul de moarte, în via ta e ca Iisus. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Românii-și dau mână cu mână și întind o horă în Ardeal. Hora-i mare și cuprinde țara, soarele răsare din Ardeal. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Vin emisiunea Cântec și Poveste, din păcate, stimați telespectatori, se apropie încet, încet de final, de sfârșit.
A fost pentru mine o mare bucurie, cred că și pentru dumneavoastră, să ne întâlnim cu Mariana Anghel, să o descoperim și să o cunoaștem altfel. Mariana, vreau să te întreb, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, ce proiecte ai de viitor în ceea ce privește drumul tău în lumea aceasta minunată a cântecului popular? Ca interpretă, în primul rând, vorbim aici. Îmi doresc tare mult să pun în valoare latura de cercetare. Deci culegerile de folclor pe care le-am făcut în decursul atâtor ani, iată, știi, parcă nu-mi vine să cred că sunt 40 de ani de când am debutat la televiziunea română. Televiziunea română în care am crescut, în care m-am format și le mulțumesc din suflet, pentru că repetițiile acelea lungi, felul în care se impunea valoarea extraordinară a făcut din mine să fiu ceea ce sunt. Mulțumesc din suflet! A fost o mare bucurie pentru noi, pentru televiziunea română, să marcăm cei 40 de ani de rodnică activitate a Marianei Anghel pentru o ediție specială a emisiunii Cântec și Poveste. Sunt sigur că și telespectatorii noștri s-au bucurat foarte mult reîntâlnindu-te și cunoscând, iată, și altfel pe Mariana Anghel, cea în afară de cântec, cea în afară de scenă și pe omul Mariana Anghel sunt convins că l-au cunoscut mult mai bine telespectatorii noștri. Mariana, îți doresc din suflet, în numele Televiziunii Naționale, în numele iubitorilor de cântec popular, a oamenilor care te apreciază ca om și artist, bucurii multe în continuare, putere să ne bucuri sufletul cu minunate cântece pe care le vei scoate din lada de zestre a sufletului oamenilor pe care tu îi reprezinți prin tot, cântec, port, vorbă, atitudine, prezență scenică, absolut toate aceste atribute ale tale reprezintă de fapt femeia adevărată, țăranca adevărată de acolo din Ținutul Hațegului. Îți dorim sănătate, bucurii și îți mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. Cu mare drag! Stimați telespectatori, până la o nouă întâlnire vă dorim tuturor toate cele bune și vă las în compania cântecului Marianei Anghel. Așa-i viața omului, măi, ca și floarea pomului, măi. Ca și viața omului, măi, ca și floarea pomului, măi. Dimineața înflorește, până seara veștejește. Bătrânețele m-ajung, măi, pe drum merg, pe drum mă duc, măi, bătrânețele m-ajung, măi. Eu nu vreau să le zăresc, ele măi tare grăbesc, măi. Și nu-mi trece așa viața. Nu-mi lua, Doamne, tinereața. Și nu-mi trece așa viața. Lasă-mă să mai trăiesc lângă vadea ce-l iubesc, măi.
așa, poi dincolo de moarte le-ai plătit, Doamne, pe toate.